lider bun se remarcă printr-o personalitate puternică, capacitatea de a inspira și motiva pe cei din jur, abilitatea de a organiza, proteja și conduce un grup de oameni, dar și prin curajul de a fi autentic și totodată umanitar. Vom vedea care sunt cele 6 semne zodiacale care au calități native pentru a fi lideri buni. Conform horoscopul de azi.ro, Capricornul poate conduce și motiva grupuri mari de oameni fără a uita de propria familie pe care o va proteja cu devotament. Oamenii se bazează pe Capricorn atât pentru inteligența lor înăscută, cât și pentru simțul dezvoltat al umorului. Este un lider bun care știe să conducă cu umor și să-i facă pe cei din jur să râdă. De asemenea, știe cum să ia lucrurile în serios fără a uita să zâmbească pe tot parcursul activităților. Mermecul este războinicul zodiacului și totodată cel mai bun lider. El știe să conducă și se naște cu capacități remarcabile de lider. Are darul de a câștiga încrederea celor din jur, de a-i organiza și motiva să lucreze în echipă. Le iau din naștere toate calitățile unor lideri mari. Ei sunt făcuți pentru a se afla în fața oamenilor și în centrul atenției și până la prima greșeală a subalternilor sunt cei mai fermecători și carismatici șefi. Când alege să își folosească abilitățile native de lider, leului îi este extrem de ușor să strângă oamenii în jurul lui și să-i facă să lucreze pentru el. Săgetătorul este un lider atent la detalii, îi place să fie în centrul atenției și este capabil să ducă la bun sfârșit sarcini și proiecte uriașe și complicate, ceea ce îl face un lider de calibru mondial. Îi place să muncească și adoră să aibă în jurul lui oameni fericiți, aspect care îl face un lider apreciat și iubit. El vrea ca toți oamenii să fie mulțumiți și totodată are idei și planuri excelente pentru a realiza acest lucru. Racul este de încredere motivat și interesat în mod special de bunăstarea celor din jur. În calitate de lider, dă dovadă de înțelepciune și empatie, știe ce are de făcut și se naște cu o abilitate extraordinară de comunicare. Oamenii înțeleg exact ce își dorește racul de la ei și îl urmează oriunde se duce, ceea ce îl face un lider grozav. Taurul, deși nu dispune întotdeauna de abilitatea de a-și exprima blând și calm punctul de vedere, este suficient de hotărât și feroce pentru a convinge pe oricine să facă ceea ce spune el. Are abilități excelente de manipulare a celor din jur, iar acest lucru nu este neapărat rău dacă ocupă poziția de lider și are proiecte mari. Taurul este capabil să mute munții din loc pentru proiectele și oamenii lui și nu există nimic care să-i stea în cale. Pentru el nu există, nu se poate și este un lider puternic pe care cei din jur îl vor urma cu devotament, relatează horoscopul de azi.ro.